Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Lumina Creștinului. Mă bucur mult să vă întâlnesc și astăzi, când, iată, în studio avem un oaspete de vârsta lui Simeon, un personaj din Noul Testament care l-a primit pe Mântuitorul în brațele sale. Îl salut pe părintele Anton Despinescu, profesor emerit la Institutul Teologic din Iași. Bine ați venit în cadrul emisiunii, părinte. Bine v-am găsit. Domnul să fie cu noi. 2019 înseamnă pentru dumneavoastră 92 de ani. Cum vedeți viața de la înălțimea acestei vârste? Dacă vreți să vă spun cu o glumă, înainte de 89, moneda românească era devalorizată cumva. Mergea cineva la piață să cumpere ceva și când întreba cât costă, 100 de lei. Dar respectivul client spunea, nu-i prea mult. Și iar vânzătoarea răspundea, dar ce mi-ai ții suta, mămucuță? Așa pot să spun și eu, cu suta. Parcă a devenit ceva, mai ales în contextul actual al centenarului, care mai de care spune, 100 de ani, e mult, e puțin, numai cine i-a trăit, pe pielea proprii, a simțit ce însemnează aproape 100 de ani, cum mă considerați și așa este, au fost timpuri, eu aș spune, n-aș vrea să spun grele, suportabile. Și aici iarăși mă gândesc la vorba populară, să nu dea Dumnezeu omului cât poate duce. Că au fost încercări mari. Dar românul care are 7 vieți în pieptul de aramă și mai ales cu acest curaj, această încredere neabătută în Dumnezeu, a răzbătut peste milenii, peste secole și suntem cu speranța totdeauna vie. Dar dacă ne gândim așa la viața omului ca un urcuș, ca un munte, urcăm pe munte și ați ajuns la vârful acesta, 92 de ani, vă uitați în spate așa și cum vedeți anii care s-au dus? Eu, bineînțeles, și în formarea și în mentalitatea creștină pe care o avem, toți care ne considerăm creștini și mai ales noi, pe cărora Dumnezeu i-a dat o chemare deosebită, noi considerăm toate acestea ca un cumul de haruri. Deci, o viață de om este un cumul de haruri. Cum spune românul, mila Domnului, frate, în toate mila Domnului. Noi cei din mila Sfântului facem umbră pământului, spune Eminescu, și de aceea ne îndreptăm spre luceafărul mărilor. Iată că noi v-am mai avut odată acum în 2016 în cadrul emisiunii Lumina Creștinului. Au rămas lucruri nespuse atunci. Aș dori să vă întreb, creionând o scurtă biografie, cum a fost copilul Anton Despinescu? Când aud de copilărie, totdeauna am în minte etapa aceea, momentele acelea din viața unui om, când te uiți la un copil de câteva săptămâni, câteva luni și vezi în ochii acestui copilaș azurul cerului. Vezi lumina aceea divină, pentru că viața este operă dumnezeiască. Dumnezeu, viața însăși, a voit ca să se împărtășească în tot ceea ce este viață viu în univers. Și mai ales pe planeta noastră, ca să ne mărginim unul la noi. Deci, dacă aș vrea să mă refer și la glumețul Ion Creangă, care spunea despre el, a fost și eu o bucată de humă din Humuleștii Neamțului. Parafrazând la mine, aș putea spune, a fost și eu o bucată de humă din dulcele târg al ieșilor. Un copil, ca ceilalți copii, al patrulea din familie, deci mezinul, care s-a bucurat de un regim, să zicem, aparte, fiind ultimul, uitându-se la ceilalți, pe care îi voia totdeauna să fie gata de a-i da o mână de ajutor, să se poată mișca, de a înțelege,
Așa încât, mulțumesc Domnului, dacă pot să spun, am avut o copilărie frumoasă, mai ales că ea s-a desfășurat în a doua parte a perioadei interbelice. Între 1918-1940, din 1920, putem spune, deja se vedea propășirea cea bună a României întregite, cu multe legături pentru toate domeniile și economice și culturale. Este într-adevăr un an de referință, 1938, este bine cunoscut în toate domeniile ca un an cumva vârf în ceea ce privește prosperitatea țării noastre. E, în această fază, în această perioadă, mi-am trăit și eu copilăria și de aceea pot să spun pe bună dreptate că a fost o copilărie frumoasă, liniștită. Chiar dacă, apropiindu-ne de anii 39-40, lucrurile s-au complicat și în viața Europei și nu numai Europa, dar și pe plan mondial, lucrurile au început să se încrâlcească, să spun așa, ceea ce s-a văzut apoi că s-a produs și al doilea război mondial. Dar așa, gândindu-vă la copilăria dumneavoastră, a fost într-adevăr o copilărie liniștită. Dar cum a fost copilul Anton Desminescu? Liniștit? A creat probleme părinților vreodată? Și poate ne spune și ceva despre mama, despre tata? Mama originară din Huș. O creștină practicantă din creștet până în tălpi. Asta niciodată n-am pierdut din vedere lucrul ăsta și cât o-i trăi imaginea mamei, ca oricine, bineînțeles, pe mama o are ca o imagine permanentă, luminoasă, bună, care l-a adus pe lume și l-a ajutat să se ridice copăcel și să ajungă și el un om în viață. Deci, ca viață de familie, tata era mai mare ca mama cu vreo 12-13 ani. Tata era din mediul rural, din părțile Bacăului, spre Moinești, a fost de confesiune ortodoxă, însă la căsătorie a acceptat să devină și el catolic, încât noi toți copiii, patru câți am fost, am fost botezați catolic, iar mama, cum am spus, creștină bună, nu concepea copiii ei să învețe la alte școli decât la școala parohială confesională din Iași, care era în apropiere de Catedrala Nouă, pe Colonel Langa, era sub patronajul bisericii, parohul catedralei era și directorul acestei școli, dar conducerea, activitatea școlii era în, să zicem așa, în grija călugăriților Notre-Dame de Sion din Iași. Se știe foarte bine cât erau de apreciate aceste călugărițe în domeniul învățământului. Noi avem și imagini care să ilustreze cumva diverse momente din viața dumneavoastră și îi rog pe... Dacă vreți să vă spun și, și numele fraților. Vă rog. Primul copil era o fată, se numea Angela, cea mai mare, deci... Traian, născut în 23, un alt frate, Mircea, în 25 și eu în 27. Astea erau toți și toți am urmat aceste școli. Și cum a încolțit în inima dumneavoastră gândul de a deveni preot? Pentru că mămica, fiind cel mai mic, eram în grija ei deosebită duminica, atunci când toată lumea trebuia să meargă la biserică. Eram lângă ea, mă ducea de mânuță și când ajungeam la biserică, tot ritualul era ce făcea mama, m-a învățat să fac și eu. Să fac cruce, să mă duc în față, să îngenunchez în fața altarului, să mă rog la statuia Sfântului Anton, patronul, și vis-a-vis la Sfânta Tereza. Duminică de duminică și mai ales faptul că am urmat școala aceasta confesională, parohială, cu multă grijă de formare religioasă,
cu practicile de întâia vineri din lună, nu mai spun prima Sfântă Împărtășanie, care era un eveniment cu totul, cu totul deosebit, care nu se poate uita toată viața. Când ați intrat în seminar? În 12 septembrie 1939, după terminarea a 4 clase elementare, școala primară, am intrat în această școală, nu în mod obișnuit la 7 ani, cum era pe atunci, ci la 8 ani. De aceea, când am terminat școala primară, aveam 12 ani. La această vârstă, în seminar, la vremea aceea, se admitea cu 4 clase primare. Și, bineînțeles, fiind de aici, din Iași, având această pregătire la școala confesională, maica superioară a școală, directoarea școlii efective, Mère Théodorée de Sion, a pus ochii pe 4 dintre noi, elevii clasei a 4-a, care terminam școala. Și când în 24 iunie au fost irotoniți 22 de preoți, promoție renumită, record, 1939, ei au fost în total 33, dar 11 erau bursieri. Da, au studiat în străinătate, au fost irotoniți acolo, da, promoția era de 33. Dar aici, la Iași, au fost irotoniți numai 22, care au și studiat aici. Și maica aceasta, doritoare, vorba aceea, ca să fim și noi să inoculeze vocațiile la preoție, ne-a dus pe toți 4 și am asistat la hirotonirea celor 22 în frumoasa capela lor, de acolo de la liceu pe care îl aveam vis-a-vis Teatru Național. Așa? Care a devenit apoi filarmonică. Exact, exact, așa este, da. Și după acest eveniment al hirotonirii preoților, ne-am trezit că suntem chemați la parohie. Și dacă n-am dorit să intrăm în seminar. Și noi, bineînțeles, părinții noștri au fost de acord. S-a fixat o zi de examen în clădirea seminarului de pe Copou. Preasfințitul Mihai Robu era președintele comisiei și încă 2 preoți, un iezuit, Idoate, care fusese directorul seminarului până la acea vreme, și părintele Iacob Ferenț era și el în comisie. A durat vreo 2 ore examinarea noastră, și scris și oral, și după vreo 10 zile am primit vestea că am fost admis în seminar. Și se pregătea, dat o listă cu ce trebuie să pregătim ca să intrăm în seminar, viață de internat, bineînțeles, așa e seminarul. S-a putut continua seminarul în timpul războiului? Da. Noi am intrat, România a intrat în război în 1941. Și prima parte, primii ani de război, din 1941 până în iarna 1942-1943, lucrurile au mers bine, adică mergând din victorie în victorie. S-a eliberat Basarabia, luată de sovieți în 1940, și după aceea trebuie să mergem alături de armatele germane, mai departe, pe teritoriul Uniunii Sovietice, până la Stalingrad, unde lucrurile s-au cam încurcat. După acea iarnă cumplită, sovieticii ajutați efectiv, masiv, de aliații lor americani, au putut treptat, treptat să-i oblige pe nemți și aliații lor să bată în retragere până în 1945, când s-a terminat războiul. Dar în 1944, deja, armatele sovietice ajunseseră la Nistru. În anii acestea victorioși, noi ne-am putut vedea, deci, aproape normal de școală. Nu aveam restricții, decât doar cele obișnuite în caz de război, cu niște recheziții de mijloace de transport. Însă nu pot să spun că am dus lipsă de alimente sau educația, se putea... Restricțiile au venit mai târziu, când au venit comuniștii. Da, bineînțeles, după 23 august 1944, atunci s-au încurcat treburile, și mai ales după ce războiul a încetat
Și tratatul de pace care s-a încheiat abia în 1947, deci la 2 ani distanță de terminarea operațiunilor de război, în acești 2 ani armatele sovietice erau considerate ca armate cuceritoare. Și bineînțeles, având în vedere anii când armata română a luptat alături de cea germană pe teritoriul Uniunii Sovietice, au considerat că acțiuni revendicative sunt normale, acțiunile lor de a mai lua diferite produse din toate părțile fără niciun fel de act. După încheierea păcii a fost tragedie deosebită, pentru că România, deși un an a luptat alături de armatele sovietice pentru terminarea mai repede a războiului, a fost considerată totuși ca o țară învinsă și obligată la o desfăgubire de război uriașă de 300 de milioane dolari aur. Și în acest context, în 1948, seminarul s-a închis. Ați fost trimis acasă, nu? Da, bineînțeles. Bine, a fost încă până în 30 decembrie 47, câtă vreme monarhia a mai fost în România, ei, lucrurile încă se mai putea tolera. Nu au fost luate măsurile acelea ultra dure de desființare a Bisericii, de supremare Bisericii Greco-Catolice în 48. Și apoi toate reformele caracteristice unui regim totalitar care s-au pornit atunci. Și biserica, în general, tot ceea ce era religios, în fața unui regim ateu, nu era bine văzut. Și ce ați făcut când ați fost trimis acasă, în anii aceia? Am avut o șansă deosebită. Fostul director al seminarului, părintele Pleșca, care era paroc la și decan de Trotuș, paroc la Uitus, el m-a văzut înainte, după ce am terminat anul școlar 47-48, arătam nu prea bine și zice, mai hai la mine la Uitus, că acolo e aer curat, e frumos, munte. Și m-am dus la dânsul și am stat vreo 3 luni la el, după care m-a împrumutat, sau zicem așa, m-a pus la dispoziția parohului din Dărmănești, Valea Uzului, care avea un dascăl nu prea corect, nu se ținea de treabă, și vine la protopop că poate îi recomandă pe cineva mai de treabă. Și părintele Pleșca s-a uitat la mine, bă, tu știi cu tare, da, gata. M-a luat părintele Klein și m-am dus la parohia de Rămânești și am stat un an. Deci, 48-49, părintele Klein a trebuit să plece de la Dărmănești și cel care a venit era un preot din arhidieceza de București, Francisc Cail, și dânsul, știind cum sunt treburile și mai ales presiunile exercitate de securitatea românească împotriva clerului, și a spus, dragă, cel mai bine să nu mai stai la parohie, caută-ți un loc în câmpul muncii. Și așa, 3 ani de zile am fost funcționar la o întreprindere din Dărmănești, Valea Uzului. Apoi s-a redeschis seminarul, l-ați urmat la Alba Iulia, a fost sfințit preot. Aș dori să vă întreb, pentru că suntem deja în a doua parte a emisiunii, spre finalul emisiunii, dintre profesorii care v-au influențat viața, pe care ați dori să-i scoateți în evidență? Din școala primară am în față niște figuri luminoase, mai întâi de toate directorul școlii, monseniorul Dumitru Romila, care era și parohul catedralei și vicarul general al episcopului, originar tot din Huș, și care a avut o atitudine foarte mărinimoasă față de familia noastră. Noi nu eram cu o stare, cine știe, ci bună, și atunci m-a ajutat foarte mult din punct de vedere al taxelor, al felor necesare pentru a intra în seminar, încât a fost un model de caritate și de păstor bun în toate privințele. Și apoi, în școala elementară am avut un suflet frumos de tot, o domnișoară numită Cornelia Breitenfeld, care făcuse universitatea, dar care era
cu toată disponibilitatea pentru a servi Biserica din Iași, atât în liceul de fete și școala elementară de acolo, cât și școala noastră, încât prima clasă, ea ne-a fost aceea care ne-a introdus în primele noțiuni de carte, de citire, de socotire, de tot ce însemna noțiunile elementare. Și din clasa a doua până într-a patra, inclusiv, am avut un dascăl, adevărat dascăl. Se numea Mihai Arhire. Omul ăsta era de o răbdare și de o autoritate în același timp. Ne dădea teme în fiecare zi și în fiecare dată când veneam la școală, trecea și avea ochiul format și controla fiecare elev, fiecare temă. Încât ce am dobândit atunci, cunoștințe de gramatică, de ortografie, pot să spun, acolo a fost baza. Mai departe s-a clădit pe o temelie solidă. Și dintre preoți? De la seminar. De la seminar, de la parohie. Ei, acolo este, în primul rând, figura frumoasă a episcopului Marcu Glazer, care era directorul seminarului diecezan, chiar în anul acela 39, a fost adus de la Chișinău, unde fusese paroh și decan, și l-au adus ca director al seminarului. N-a stat decât 3 ani, pentru că după aceea a urmat cariera episcopală, dar o altă figură din seminar, din primii ani de seminar, nu pot uita niciodată, era aceea a părintelui Andrei Asafti. Eu aș spune un pedagog și un părinte excepțional. Un om aproape 2 metri înălțime, cu niște ochelari, cu dioptrii mari. Când te uitai la el, parcă vedeai, nu știu ce profet, ci om în fața căruia n-aveai voie să te miști, să spui vreo vorbă. Dar de unde? Avea o inimă de aur. Mă gândesc la amănuntul ăsta, când vedea pe cineva, când noi stăteam în viață de internat, de seminar, 9 luni de zile, din septembrie până în iunie. Ei, și dacă cineva avea încălțămintea, eu știu, ruptă sau deteriorată, sau hainele, când te vedea, ai să schimbi pantofii, ghetre. Da, du-te și adi-i pe ăștia uzați. Și aduna de la diferiți elevi încălțăminte, avea o geantă mare, li punea acolo cu semnele pentru fiecare. El personal le ducea la un cizmar polonez, de origine poloneză, aproape de seminar, se chema Dombrovski, și le para ghetele și tot el se ducea și le aducea. Și dacă elevii aveau sau n-aveau ceva bănuț în cont, din buzunarul lui achita totul cu mare discreție. Și, bineînțeles, persoana lui, pot să spun că e un sfânt, pentru că a fost și victima atașamentului față de biserică, atașamentului față de elevi, față de seminar, că în cele din urmă a fost arestat și 6 ani de zile a stat în închisorile comuniste care l-au făcut neom. S-a ieșit de acolo. Suntem chiar la finalul emisiunii. Desigur că mai rămâne partea aceasta de a discuta cum a fost ca profesor. Ați fost și paroh de Focșani și paroh de Huș. Poate o vom face cu ocazia alte emisiuni. Ce vă doriți la 92 de ani? Doamne, dă-mi lumina și puterea Duhului Tău Sfânt să-ți pot împlini voința până în ultima clipă. Mulțumesc mult pentru participarea la... Și aici aș menționa din Psalmul 26, care îmi stă la inimă, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este ajutorul meu în toate. În fața cui mă voi înfricoșa? Un lucru cer de la Domnul și pe acela îl caut. Să fiu în casa Domnului în toate zilele vieții mele.
Așa vă dorim, este o plăcere să stăm de vorbă cu dumneavoastră, purtați toată istoria cu V-aș ruga, aș avea multe, dar vă promit, și data trecută v-am promis cartea, am scris deja vreo 100 de pagini, am avut dificultăți cât privește sănătatea, dar cu ajutorul Domnului sper să o duc la capăt. Așteptăm această carte. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi jumătate de oră, împreună cu Părintele Despinescu, care ne-a împărtășit câte ceva din viața dumnealui. Îi dorim la mulți ani și Domnul să-l țină în sănătate. La fel. Iar noi ne vom întâlni peste 2 săptămâni. La revedere!